doamnelor și domnilor, vedem aceste înregistrări surprinse de camera lui Sebi, tânărul ucis în accidentul provocat de șoferul drogat în stațiunea 2 Mai. Avea o cameră în borsetă care a surprins momentul accidentului și o să vedeți chiar momentul impactului, primele apeluri la 112 și momentul în care prietenii o caută pe Roberta, cealaltă tânără care a fost ucisă în acest accident. Vedem aceste înregistrări. Ieșirea spre Vama Veche este o persoană călcată pe stradă. Da. Nu am văzut accidentul, am văzut doar persoana în parcurs lângă și am întors. Este jumătate. Cine mai are nevoie de îngrijire? Ai grijă. Da, de la trunchi în jos, nici nu pot să-i văd picioare. Două persoane, probabil, de îngrijire. Care două? Nu. Șoferul a plecat. Ai grijă. Da. Nu, a venit în viteză și a plecat. Ați văzut? Eu nu mai am baterie. Între pieton și autoturism. Cred că nu am văzut accidentul. Este o singură persoană. Nu este nicio mașină în jur. N-am văzut nici accidentul. Am văzut doar persoană. Roberta? Roberta? Am salvat, am sunat. Așa, 35 de minute aproape, doamnelor și domnilor, are această înregistrare. Momente îngrozitoare. Sunt înregistrări pe care le-a găsit, repet, tatălui Sebi, tânărul ucis în acest accident. Și în aceste momente este în secția de poliție să predea aceste înregistrări, deși poliția avea în mână această cameră pe care Sebi o avea în borsetă, însă cel mai probabil n-a făcut cercetarea așa cum trebuia și aceste înregistrări au fost descoperite de tatăl tânărului ucis. Imediat o să vedeți și intervenția poliției, de asemenea momentul în care ajung medicii la locul accidentului. Vreau să-i prezint pe invitații noștri la această oră. Este aici Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, mulțumesc. Ziua. Cristian Seidler, deputat USR, mulțumesc. În legătură directă cu noi, Adrian Cuculis, avocat, mulțumesc. Ionuț Stroie, deputat PNL și purtător de cuvânt al partidului, mulțumesc de asemenea. Și Mirela Domnicăi, deputat PSD, mulțumesc doamna Domnicăi. Doamna Andreica, imaginile au un impact emoțional, de altfel noi am afișat acest lucru pe durata acestei înregistrări. Primul meu gând a fost cum a putut tatăl să asculte acest lucru.
35 de minute aproape, iar poliția nu a fost în stare să găsească această cameră din borseta lui Sebi. Da, nu pot să vă spun detalii suplimentare față de ceea ce dumneavoastră ați expus. Într-adevăr, această cameră se afla în borsetă, a fost declanșată de la impact. Probabil că cei care au efectuat cercetarea la fața locului și ofițerul cu funcție de conducere care a fost șeful echipei de cercetare la fața locului nu a considerat că aceste probe sunt relevante în, în cauză. Nu a considerat că aceste probe sunt relevante sau poate că nu a căutat și nu în borsetă și n-a găsit această cameră și nu și-a făcut treaba în momentul în care a făcut cercetare la fața locului. În momentul locului. În care avem astfel de victime, toate bunurile victimelor se ridică, se inventariază și se predau familiei, ceea ce înseamnă că acest dispozitiv figurează undeva într-un înscris și ulterior a fost predat poliției, la fel ca și telefonul mobil sau ca și orice alt dispozitiv de înregistrare audio-video pe care îl are victima asupra sa. Domnule avocat, cât de importante sunt aceste înregistrări? Repet, tatălui Sebi le predă în aceste momente în sediul poliției pentru ancheta în acest accident. Rog, eu sunt puțin cu părere diferită pentru că, sigur, se inventariază, se preiau toate bunurile victimelor, iar doar dacă nu reprezintă interes operativ, lucru care rămâne de văzut, dacă într-adevăr au analizat această oportunitate de a verifica în primul rând ce este acolo. Și... domnule avocat, pentru că în aceste momente tatălui Sebi, însoțit de vărul său, unchiului Sebi, au ieșit din sediul poliției, acolo unde au depus aceste înregistrări și o să vedem care sunt primele declarații făcute. Ascultăm. Da. Mihai Drăgan. Două secunde, vă rog. Nu o să vorbesc cu tatăl, o să vorbesc ascultăm. Ați stat o oră aici. Ce ați discutat? A fost o procedură standard. Pot să vă spun din capul locului că dacă s-ar fi văzut același profesionalism pe care l-am văzut azi la Ilfov și la Constanța, bănuiesc că nu s-ar fi ajuns în situația asta. A fost o procedură standard, am dat o declarație despre ce s-a întâmplat, ne-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care le avem în cazul cercetării penale și în cazul constituirii ca parte civilă. Noi n-am luat încă o decizie, după cum vedeți, nu suntem nici însoțiți de avocat astăzi. Nu e prioritatea noastră asta și am precizat asta, dar ceea ce ne dorim este să se facă dreptate. Asta e ceea ce ne dorim. Pentru că nu poți avea o închidere sufletească acestui caz fără să se facă dreptate. Cum ați găsit această înregistrare, practic? Cum ați dat de ea? Înregistrarea a fost găsită pe o cameră GoPro, care se afla în borseta lui Sebi. Camera cu borseta și cu toate bunurile ne-au fost înapoiate de către Poliția Constanța în momentul în care am fost să recuperăm bunurile și să recuperăm trupul lui Sebi. Asta s-a întâmplat duminică. Poliția ne-a dat această cameră, ne-a dat-o înapoi. Valentin, după înmormântare, a deschis camera și s-a uitat pe înregistrări. Și acolo a găsit această filmare, care practic este filmul accidentului înregistrat audio, pentru că așa a vrut soarta. Ce se aude pe acea înregistrare? Acea înregistrare, bănuiesc, o au și colegii dumneavoastră, pentru că ea este deja publică. Se aude momentul impactului. Repet, credem noi. Asta o să trebuiască să determine un expert tehnic, dar e ceea ce credem noi. Este momentul impactului și după aceea tot filmul accidentului, primim martori care ajung, ce spun ei, se aude scârțâitul de roți în momentul în care derapează autovehiculul. Când vine poliția, când vin echipele de intervenție de la ambulanță și tot ce spun ei, e o înregistrare de 34 de minute care relevă toate lucrurile acestea. În această înregistrare puteți constata că au fost făcute greșeli? Din această înregistrare nu cred că suntem noi în măsură să spunem dacă s-au făcut greșeli. Cred că deja greșelile erau făcute dinainte, adică înregistrarea asta doar arată filmul de la momentul impactului încolo, când cred că nu mai contează. Dar de ce această probă nu a fost găsită chiar de către anchetator la locul faptei? V-au spus ceva? Păi asta ar trebui să-i întrebați pe dumnealor. La locul faptei, adică
ne-a fost restituită camera asta fără, adică nu știu dacă a fost verificată, nu putem să vă spunem lucrul acesta. De ce ați ales să o depuneți tocmai astăzi? Înțeleg că n-ați vrut să dați nimănui această înregistrare, nici măcar tatăl Robertei nu o are, din ce știm. Pentru că am fost convocați la poliție astăzi și am dat-o când noi doar am comunicat că o avem și a rămas să fie solicitată. Nu am vrut să o facem publică până când nu o aveau organele de cercetare. Și nici nu ați vrut să o dați celorlalte părți din dosar? Vă era teamă cumva că poate dacă află cineva de această înregistrare, nu știu, vă amenință sau v-ați gândit la așa ceva? Nu cred în amenințări. Eu zic că România este un stat de drept și dacă ne gândim la amenințări, deja putem să plecăm cu toții. Bun, ce vă revoltă cel mai mult acum că știți de această înregistrare și ați ascultat-o? Nu e vorba de revoltă. Înregistrarea asta este încă un lucru printre multe altele. Ce mă revoltă cel mai mult e moartea nepotului meu și al fiului lui. Asta ne revoltă. Și modul în care s-a întâmplat toată tragedia asta îngrozitoare. Mi se pare că măsurile pe care le-au luat până acum, acele demiteri pe care le-au făcut, sunt suficiente sau așteptați și alte măsuri din partea autorităților? Eu aștept concluziile finale ale corpului de control al ministrului de interne. Și sunt convins că lucrurile nu vor rămâne așa, pentru că n-au cum să rămână așa. Și bineînțeles, vreau să lăsăm organele de cercetare să-și facă treaba cât mai bine. Asta e cel mai important. Dar cum vedeți dumneavoastră dreptatea în situația asta? Dreptatea o să o vedem la sfârșit. Atunci se va vedea dreptatea. În momentul la de condamnare? Față, da, la condamnare. În momentul de față, dreptatea nu a fost făcută, dar ea sunt convins că se va face. Avocat, ați luat ceva? Aveți de gând să cereți eventuale daune materiale? Încă ne consultăm, nu acum e momentul, asta am declarat și la poliție. Acum importantă este Selena, este Mihaela, important este Valentin, ei să fie ok, avem suficient timp să luăm decizia asta, n-am luat și nu vrem să ne gândim la daunele morale, sunt ultima noastră problemă. Vreau să mă întreb dacă dumneavoastră credeți că aceste înregistrări ar putea fi în contradictoriul declarațiilor pe care le-a dat până acum Vlad Pascu. Dacă credeți că ar putea să dovedească contrariul și să ducă la stabilirea clară a adevărului în acest caz? Păi eu cred că această înregistrare, cum la fel și înregistrările de pe camerele video de la unitatea militară care era exact acolo în față și toate celelalte probe administrate, nu fac altceva decât să facă cât mai multă lumină în cazul ăsta și anchetatorii să aibă toate elementele, minut cu minut, secundă cu secundă, cu ce s-a întâmplat. Nu știu să vă răspund asta. Cine v-a anunțat despre moartea lui Sebi? Morga sau cine până la urmă? A fost vărul meu contactat de o societate de pompe funebre. Am aflat ulterior, în jurul orei 10, sâmbătă dimineața, în care l-a anunțat că este fiul său decedat. Sunt cei care au intervenit la fața locului ca să mute corpul neînsuflețit de la locul accidentului la morgă. După ce au fost date aceste telefoane, am început să sunăm și noi unde am nimerit, să încercăm să facem rost de numere de telefon. Am vorbit cu o persoană de la poliția rutieră Constanța, i-am spus că noi suntem familia uneia dintre victimele din accidentul din 2 mai și în jurul orei 14 a venit un echipaj de la poliția Pantelimon-Ilfov, unde locuiește vărul meu, care ne-au informat oficial despre situație, dar după ce am sunat noi la poliția Constanța. Vreau să vă întreb, pentru că a fost această declarație și a mai trecut timp de la această declarație făcută de avocatul familiei tânărului vinovat, în care spunea că vor fi contactate familiile. Vreau să vă întreb dacă până acum s-a întâmplat acest lucru. Până acum nimeni din familia noastră nu a fost contactat de nicio persoană din partea persoanei respective, oamenilor acestora. Cum ați văzut acea declarație la momentul la care a fost făcută și cum o vedeți acum? Ar avea cu ce să vă ajute această familie? Absolut deloc. Absolut deloc, nu. Nu ne dorim niciun fel de contact cu această familie. Cum vedeți demiterile de la nivelul IPJ Constanța? Am răspuns demiterile, suspendările din funcție la cerere, vreți să spuneți.
Nu știu, sunt niște măsuri, niște oameni au luat niște decizii, așteptăm concluziile finale și măsurile finale, pentru că cred că alea sunt importante. Știu că așteptați concluzii, cum tocmai ați spus, vreau să vă întreb dacă vi se pare că până în momentul de față statul român, prin organismele sale abilitate, a luat până acum vreo măsură care să scadă măcar riscul ca o astfel de tragedie să se repete, după părerea dumneavoastră. Nu sunt în măsură și n-am făcut o analiză. N-am să vă răspund la întrebarea asta pentru că nu sunt în măsură să vă răspund. Eu vreau ca organele statului român să-și facă treaba în cazul ăsta și să avem, să avem un final, să avem un final cât de repede posibil și să avem dreptate, să se facă dreptate. Asta ne dorim. Ce urmează să se faceți mai departe? Mai departe așteptăm, colaborăm cu organele de cercetare penală, ne mai consultăm între noi și cred că multă terapie psihologică. Mulțumim. Cu tatăl fetei păstrați legătura, cealaltă fată care a fost victima accidentului? Nu, în mod deosebit, pentru că probabil și dumnealor sunt în exact aceeași situație ca și noi și nu cred că e momentul. Cred că fiecare își vede de familia lui și de drumul său în viață. Mulțumim mult de tot.